Au nevoie de sprijinul celorlalți pentru a avea o viață mai bună și a se integra în societate. Este vorba despre copiii cu sindromul Down, o afecțiune care iese din naștere și nu se vindecă. Totuși, aceștia se pot recupera. Astăzi l-am cunoscut pe Șerban Nicolescu, omul care a fentat boala. Este tot timpul în priză. Lunea merge la dansuri, miercurea la basket, iar joia la ateliere de creație. În weekenduri la Azuga, unde ia lecții de schi. E ziua mondială a sindromului Down, unde particip la diverse competiții de atletism, gimnastică aplicativă și basket. Șerban Niculescu este ambițios, apropiat de oameni și afectuos, știe să fie manierat și este foarte ordonat, așa îl descriu toți cei care îl cunosc. În 2006 a devenit prima persoană cu sindrom Down din România care a fost angajată cu carte de muncă. Șerban este primul nostru membru, el este primul angajat din România cu carte de muncă, îi respect atât pe el cât și pe tatăl lui, care au fost modelele noastre și numai datorită lor am avut curajul de a porni această asociație și am fost unul și acum uitați-vă în spatele meu cât sunt. Tatăl Ovidiu Niculescu i-a deschis fiului său cu sindrom Down calea spre lumea din jur. El ne-a povestit cum era Șerban atunci când era mic, când era frică să-l lase să iasă singur din casă sau despre prima zi de școală, când învățătoarea nu l-a vrut în clasa ei. Momente triste lăsate în urmă de un tată devotat și iubitor. Gândiți-vă dumneavoastră cât am muncit ca să-l bag la școală normală, că am luat-o de la grădiniță normală, la ciclu 1, normal, până cu liceul, cu serialul, cu alergături și câte din astea, în vorba aceea, intram pe ușă și șeam pe fereastră sau invers, mă, da, afară și intră, nu se poate. Mă rog, dar am reușit, nu mă... Avem, acum suntem în continuare și foarte mult umblat și luat peste tot. În ciuda percepției generale, copiii și adulții cu sindromul Down au o sumedenie de calități. Pot fi buni atleți, pot cânta la instrumente muzicale, pot dansa și pot munci. Deci pot fi utili pentru societatea care, în schimb, îi izolează. Acesta este mesajul lăsat de asociațiile Down din România. Ziua Mondială a Sindromului Down a fost marcată astăzi și în România printr-o serie de acțiuni și evenimente. Sunt pregătit de orice competiție.